copilaș, înger ceresc. E de mers să-ți vorbesc. Te așteptam să ieși afară, ca să merg și eu la școală. Cu drag să-ți ating mânuța, fiețeșoara și hăinuța. Merg grăbiți spre un sfânt lăcaș, un vântuț și un copilaș. Multe au spus și au discutat, timpul repede a zburat. Copilașul intră în școală, vântulețul stă afară. Îl așteaptă până la masă, să-l conducă și spre casă. Un vântuț și un copilaș merg pe stradă din oraș. În doar câteva minute, ambii au ajuns în curte. Copilașul intră în casă, se așează la o masă, iar vântuțul cel ușor a rămas iar în pretvor. Ar fi intrat vântuțul în casă, s-ar fi așezat la masă, ar fi intrat chiar și în școală, ca să nu aștepte afară. Însă cum? Cine ne spune? Că doar știe întreaga lume, dacă vântul se oprește, el dispare, nu mai este.